Accidentul a avut loc astăzi în jurul prânzului pe autostrada A1 la kilometrul 118, fiind implicate două autoturisme. La fața locului au ajuns o autospecială de descarcerare a pompierilor argeșeni, un echipaj SMUR de terapie intensivă mobilă și unul de prim ajutor, dar și o autospecială a Serviciului Județean de Ambulanță Argeș. 6 persoane au fost preluate de cadrele medicale și transportate la spital. Este vorba de 6 victime dintr-un accident rutier în care au fost implicate două mașini. Două sunt mai grave și vor merge cu mașina timp. Două mai pot să mai aștepte încă un echipaj SAJ și încă două merg cu un echipaj EPA. De bază sunt niște fracturi, plăgi și o fractură de bazin destul de importantă. Din primele cercetări se pare că unul dintre șoferi a ratat ieșirea către Pitești în zona molului, iar când și-a dat seama, a întors în mijlocul autostrăzii și a luat-o pe contrasens, izbindu-se violent de un alt autoturism care circula regulamentar mergând către capitală. Potrivit oamenilor legii, conducătorii auto ai celor două autoturisme implicate în coliziune nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, șoferul vinovat rămânând fără permisul de conducere în urma manevrei de întoarcere neregulamentară.